Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am jucat ca niciodată, am pierdut ca întotdeauna. Vorba lui Neamitică s-a repetat din nefericire la meciul de aseară, care a încheiat însă o poveste foarte frumoasă a participării echipei naționale la acest campionat european. Acum, na, ce să facem? Atâta s-a putut, n-ai ce să le reproșezi băieților din generația de suflet. Ei au jucat cu sufletul, însă din punct de vedere tehnico-tactic au fost sub adversarii de aseară, cel puțin. N-ajunge doar sufletul la nivelul ăsta. Exact. Bă, ne-au dat gol atât de ușor, a fost atât de frustrant. Au fost două, primele două goluri au fost pe greșeli tehnice elementare. Am încercat să protejăm mingea, să obținem un aut de poartă și ne-au suflat-o aia. Da. Adică a fost... Da. Acolo a fost, și da. La da altfel... tot de acolo. Și la primul, tot de la asta a început. Adevărat. A primul, na, a fost... pe colțul scurt, da, pe colțul portarului. Asta e. Nu, sunt detalii, nu mai contează. Senzația mea a fost că, exact ca la meciul cu Belgia, când au vrut să vină peste noi, au venit, au înscris și ne-au lăsat. Da, avem problemuțe. Începutul, altfel... începutul a fost altfel, adică ne-au dat 20 de minute aia. Au zis, hai bucurați-vă. Da, da, da. Arătați și voi ceva, cât cum, de cât. Cum spuneam și după știrile din sport, cea mai mare realizare a acestei participări la Euro este asta, că spiritul românesc a fost răscolit cumva și oamenii au venit un număr foarte mare alături de echipa națională, cum eu n-am mai văzut din anii 90 când mergeam în piața universității, că așa era moda să mergi în piața universității, mai la o mineriadă, mai la o revoluție, mai la un campionat mondial de fotbal. Acum ieri am fost pe Calea Victoriei să vă meci în piața de la Ateneu de acolo, unde am fost și noi organizatori Europa FM, pe un ecran foarte mare, cu gradenă, foarte frumoasă organizarea, și nu m-am dus până la Romană cu metrou, am coborât în Piața Victoriei și am luat-o pe jos pe Calea Victoriei și am văzut, și eu n-am mai văzut niciodată, pe Calea Victoriei mașini cu steaguri tricolore, pe jos oameni ca la Balamuc, foarte mulți copii, liceeni erau, se vedea că-s liceeni. Bă, dar toți aveau, care un fular, care o eșarfă, care un tricou, care o șapcă, nu exista să n-aibă unul galben, căutau asidu locuri pe la terasele de acolo, care din nefericire nu sunt suficient de multe. Și când am ajuns aproape de Ateneu, răsuna naiul lui Damian Drăghici pe Calea Victoriei, a cântat câteva piese tradiționale. A cântat și Ciuleandra. Cum ar fi cântă cu Cumbucovina, Ciuleandra, bă, foarte mișto. Și am ajuns în piață, lume multă, ca la Balamuc, atmosferă entuziasmantă, senzațional. 20 de minute am și jucat foarte frumos, echipa noastră. Adică, eu mă uit, bă, nu-mi venea să cred. Da, de vreo că început a fost primul sfert de oră. Da. Nu venea să cred, dar nu reușeau să treacă de jumătatea terenului, adică i-am surprins total, da. Și ne-a și ieșit, adică legau pasele. Dar au fost ce, ce se întâmplă? Adică de ce nu ține mai mult de un sfert de oră? Adică dacă nu, diferența e mare de valoare, tu nu poți. Adică și eu, dacă joc ping-pong, de exemplu, cu unul bun, pot cu mine, de exemplu, câteva schimburi să... să mă țin coco și mi intre și mie două, trei, îmi dă puțin moral, dar după aia, dacă ăla e mult mai bun ca mine, se vede până la urmă. Plus că au fost și situațiile cu Ianis Hagi, care a început meciul foarte bine și a dat Dumfries cot, i-a spart pielea capului. Bă, arbitrajul l-a nu a apărut făcut să joace cam... cu fes, ceea ce te încurcă. Da, arbitrajul nu a apărut un pic cam... Toată lumea vorbește despre asta, dar mie nu mi se pare. Nu mi s-a părut, nu. Nu, sincer, nu. Băi, nu. Adică ar fi trebuit galben să... atunci când a... a fost Baricicola. Putea să-i dea galben la tamponul ăla pentru Mogoș, săracul la comoțional, a scos din joc și Mogoș începuse foarte bine, juca foarte bine pe partea aia. Da. De Rakovița n-a intrat la fel de bine în meci, de altfel a fost notat cel mai slab de presa internațională. Cine a luat nota cea mai bună? Cea mai bună a luat, bine, deci astea sunt din France, din Air... Drăgușin. Tot îmi vine zic Air France. Drăgușin. Din Air, Air France. Nu. L'Echipe sau dat cine? 5 Luman. L'Echipe. 5 Luman, restul au luat toți 4 și Rakovița în 3. Dar mie, nu știu de ce, cred că și francezii ne superiți dau note aiurea, că mie mi s-a părut că Drăgușin, de exemplu, ok, a greșit la golul 2. Da, acolo a fost neplăcut. Da, în rest a avut niște intervenții senzaționale. A fost, da. Și repet, începutul la mamă, tackling-uri, alunecări, bam, bam, ai noștri prin față, pe acolo, pase frumoase, Hagi a făcut câteva frumoase de tot. Îi mâncăm, zic. Eram gata. Știi că eu am fost și cel mai optimist din grupul nostru de aici. Da. Și am crezut că chiar o să facem o treabă. Da, asta e, băi, una peste alta, repet, ne-am depășit condiția. Nu e nicio gloabă în sferturi la Euro să zici că, ai, bă, uite, au putut și slovacii și slovenii, numai noi nu. Deci era, șansa, era șansa noastră. Era șansa noastră să ne afirmăm. Campionatul mondial?
de fotbal? Calificările? Când e, acum să nu ne întindem. De ce? Că e complicat. Nu încep în toamnă? Ba da. Păi și? Stai să vedem cu cine încep, că din câte înțeleg, Edi pleacă. Edi, da, dă semne că nu o să rămână. Pe de altă parte, calificarea asta, ieșirea din grupe, înțeleg că a adus niște bani frumoși federației și poate că de acolo anul trecut am putea compensa și am putea face un salariu frumos pentru selecționare. Băi, ok, faci, dar el are acum salariul, cum spunea Vlad mai devreme, 240.000. Așa, și el face 1.500.000. Păi și dacă ar reuși, nu știu dacă poți să-i facă. 4, nu, nu știu dacă poți să-i facă. Federația a fost, a intrat, când a venit Burleanu, era pe deficit. În urmă cu 10 ani. Adică pierdeau 1.000.000 de euro anual și după aia încet, încet au început să, să câștige mai bine. Anul trecut cifra de afaceri a fost de 36.000.000. Sau mai bine zis, au avut scuze. Veniturile au fost de 36.000.000 de euro. Ceea ce este o sumă mare. Dar profitul a fost de 400.000. Ceea ce și asta e în regulă, pentru că foarte mulți bani se duc pentru susținerea nu doar a echipei naționale. Așa e. De băieți. Toate ligile. Seniori. Sunt și echipa feminină, și da, echipele de juniori și așa mai departe. Adică da, e bine că păstrează profitul mic. Întrebarea e, sigur, din 400.000 de euro profit, nu poți să-i, cât să-i faci lui Edi Ordănescu salariul. Întrebarea e dacă ar putea să reducă nițel cheltuielile în alte părți ca să-i dea salariul mai mare lui Edi Ordănescu ca să rămână și dacă publicul ar dori asta, știi? Pentru că mai puțin bani ar, cheltuieli mai mici ar însemna mai puțin bani pentru alte echipe. Și nu-ți garantează nimeni, nu-ți garantează că dacă îi dai salariul ăsta, mai merge cu sufletul și da, te califici mai departe. Dacă pui problema așa, publicul e interesat strict de echipa națională de seniori. Publicul nu e deloc interesat de echipele de juniori sau de echipele feminine sau ce mai e pe acolo. În afară de rude. Da. Așa e. Adică, sincer, acum, publicul e interesat de performanțele echipei naționale de seniori, că astea sunt cele mai importante și cele mai vizibile, știi? Uite o întrebare pentru voi în dimineața asta. Dacă Edi Ordănescu, în primul rând, credeți că Edi Ordănescu ar trebui să meargă mai departe? Până la urmă, performanța a fost calificarea de pe primul loc la Euro într-o grupă care n-a fost foarte dificilă și, cu mult noroc, calificarea în optimi, nu? Da. Norocul face parte din joc până la urmă. Cu da, ce noroc? De pe primul loc. Norocul a fost că am terminat pe primul loc. Da, norocul a fost că e meritorie calificarea, loc. Adică până la urmă am obținut cea mai categorică victorie din grupă. Un meci senzațional cu Ucraina, da, care a apărut groghi. Și după aceea, mă rog, rezultatele sunt cele care au fost. Da. 0372069599. Ar trebui să rămână Edi la națională? Edi Ordănescu? Și dacă da, cât să îi se mărească salariul? Adică cât i-ați da? Da, ce salariu i-ați face lui Edi? Omul are o ofertă de 5 milioane de la niște arabi. O ignorăm, aparent. Ne facem că nu știm de ea. El are 250.000 acum. Da. Păi rămâne Luca? Nu. Cine ar rezista, știi? Băi, da, e frumos, naționala, cântă, oamenii, mă iubesc, alea, tricor, îl iubesc acum. Că... Păi până acolo un jurat de numește pe Consoia. Deci l-au iubit. L-au iubit de câteva luni. L-au iubit o lună, două, da, știi? 0372069599. Îi insistăm la Edi, îl ținem în continuare, da, insistăm să rămână. Și cum vi s-a părut meciul de aseară? Vă așteptăm. Ne-am întors în direct. Foarte multe mesaje și nu toate sunt pentru rămânerea lui Edi Ordănescu în funcția de selecționer. Uite, de exemplu, Cristian spune: Edi Ordănescu nu ar trebui să rămână la Naționala României pentru a încheia într-o notă pozitivă. E momentul să-și încheie mandatul cu capul sus după realizările ce recente și să lase loc pentru un nou antrenor care să continue dezvoltarea echipei naționale. Să termin sus, cum se zice. Exact. Pleci în glorie. Adevărat. Te retragi acum, după ce ai câștigat ceva, adică nu... Când... Îți dau și eu un scenariu, altfel. Rămâne Edi Ordănescu și încep preliminariile. Vin două meciuri pe care le pierdem sau facem egal, iar noi avem darul ăsta să ne urcăm cu picioarele pe statui. Ce face Edi? Băi, eu știu că în sport se spune nu schimb echipa câștigătoare. Ce a câștigat este simpatia publicului în cele din urmă și o anumită stare de spirit. Adică până acum ceilalți selecționeri nu mi se pare că au reușit să obțină această atmosferă. Că rezultatele, da, sunt bune, dar nu sunt senzaționale rezultatele lui Edi, însă are baza pentru a construi ceva. Ba nu. Eu votez pentru rămânerea lui. Te contrazic, rezultatele lui Edi Ordănescu sunt excepționale, având în vedere valoarea lotului pe care îl are la dispoziție și ceea ce a realizat, faptul că a câștigat grupa preliminară în fața Elveției, care iată este sfertfinalistă la Euro. Ei n-au fost atenți. Faptul că a câștigat grupa așa cum am câștigat-o, ok, fără glorie, poate doar prin prisma victoriei împotriva Ucrainei, care sigur n-a fost cea mai bună echipă la turneul ăsta final, deși are un lot excepțional.
Și iată, a ajuns în optim cu o echipă despre care, repet, în urmă cu 3 săptămâni, după cele două meciuri amicale cu Bulgaria și Liechtenstein, toată lumea paria că România o să fie ciuca bătăilor și că nu o să dea nici măcar un gol la turneul ăsta final. Ei bine, am dat 4 goluri, am câștigat 4 puncte și am făcut o impresie foarte bună. Hai să vedem ce ne... Și pe de-a întregul meritul lui Edi Iordănescu. Ce ne spune Marius? Salut, Marius! Bună dimineața! Neața! Salut, băieți! Salut! Salut! Votez și eu pentru rămâne la lui Iordănescu, însă aș opta pentru o remaniere a lotului. Lotul a fost construit de Edi Iordănescu. Din generația asta actuală a luat tot ce era mai bun și a luat și după niște principii de-astea morale mai mult. Adică a reușit să facă o echipă care, cum a spus el, generația de suflet, o echipă în care să aibă adeziune, care să aibă spirit de sacrificiu, spirit de luptă, adică a contat mai mult asta decât calitățile individuale și vezi în situația asta lăsarea pe bara lui Mitriță de la Craiova, despre care se spune că Mitriță, atunci când a fost, n-a reușit să se încadreze. Mitriță, lui Munteanu, cred că, da, într-adevăr, probabil că a luat ce e mai bun în ziua de astăzi, dar cred că are capacitatea de a, sau ar trebui să aibă capacitatea de a remania lotul. Știe foarte bine ce așteptări are de la jucători, ar trebui să știe foarte bine ce urmează, unde să lucreze, are baza. Da, asta Marius, cel mai important. Auzi, Marius, ție îți place ce lucrezi? Da, îmi place. În sfârșit îmi place. După foarte mulți ani am găsit ceva ce... Adică, bravo, mă bucur. Place. Ascultă-mă un pic că vreau să te întreb ceva. Punem cazul, da? Vine un alt patron și după rezultatele bune pe care le ai acum în jobul tău, zice, îți fac o ofertă salarială de 20 de ori mai mare. Nu știu cât câștigi, dar de 20 de ori mai mare. Gândește-te cât câștigi tu acum, 1000 de euro pe lună, îți oferă 20.000 de euro pe lună. Ce faci? Și angajatorul tău spune, băi, eu nu pot să-ți dau 20.000, aș putea să-ți dau, hai, 2000 de euro pe lună, îți dublez. Ce faci, Marius? Asta mergi e. Mergi mai departe. Mulțumesc mult, Marius. Mulțumim tare mult. Hai să vorbim cu... Nu poți să ignori asta. Adică omul are familie, se gândește mai devreme sau mai târziu, suporterii români o să înceapă din nou să mă înjure. În fond... Evident. Face parte din joc. Opiniile, vă spuneam, sunt împărțite și vă citesc un nou mesaj negativ. Dan spune așa. Eu mă întreb dacă cineva s-a uitat peste statisticile meciurilor României de la acest campionat european. Ce posesie? Toate, dar absolut toate echipele adverse ne-au călărit, iar noi refuzăm să spunem asta și gonflăm o echipă cu niște jucători mediocri. Asta e, domnul Luca este fan. A zis că rezultate excepționale. Sunt rezultate excepționale prin prisma valorii... Pe asta spun, trebuie să te raportezi încă o dată la faptul că avem cel mai ieftin lot de la Euro. Da. Ceea ce sigur că nu banii joacă, s-a văzut asta în cazul Ucrainei. Dar valoarea își spune cuvântul, dar la un moment dat. Și nu poți să și domini niște adversari mult mai bine cotați la posesie și la statistică. Da. Dănuț, bună dimineața! Bună. Salut, Dănuț! Bună dimineața! Să trăiești! Eu sunt nu, deci, pentru plecarea lui Edi și o să argumentez. Ia zi. Deci, chiar dinainte de europene, tot auzeam obiectiv, să ieșim din grupe. Mă, ce mare performanță mai ieșirea din grupe în condițiile în care și locul 3 merge. Și cum s-a dovedit. Bună observație. În optimie și Georgia și nu știu ce. Am făcut din 4 meciuri doar un meci bun. Am învins, a fost acel meci senzațional cu Ucraina, dar am întâlnit o echipă, hai să o adunăm, adunată de pe front. Și a fost tipul de meci în care ne-a intrat absolut orice. După care am făcut 3 meciuri proaste. Am cu Belgia și-a văzut diferență mare, cu Slovacia au fost mai buni decât noi și a fost acel penalti. Hai să fim serioși, că a fost o simulare grosolană lui Iaris. Și ne-am mers mai departe. Tine n-a fost simulare. N-a fost simulare, dar sigur a fost un penalti dat cu un pic de îngăduință. Așa e. Iar ieri am fost, cum a spus Iacobic, fiii ploi. Deci cu din 4 meciuri, un singur meci bun, trăim doar din amintiri și nu e o performanță faptul că a intrat în primele 16. Dar este o performanță că ai... Aseară n-am avut un șut pe poartă. Am văzut ieri trecut la statistică un șut pe poartă, atât. N-am avut o ocazie, am fost... Dănuț, oprește-te un pic. Când ai mai văzut atâta lume pe stradă, asta vara? Asta e, exact. Bine că
nu uitam. Dar echipa a jucat mai bine ca în calificări? Dănuț, echipa... Deci când au venit alături de național, au fost fenomenali. Toată lumea a îmbrăcat în galben niciodată. Acum cred că au ajuns și românii să-și permită să-și cumpere un tricou, o eșarfă. Dănuțule! Dar naționala, Dănuțule, iarăși, nu merită în suporteri. No. Dar atât putem, ăștia suntem. Dar să nu ne mai flău... Bine, mulțumim frumos. Până la urmă trebuie întotdeauna să ne gândim de ce avem noi pretenții. Adică noi în ceea ce facem, fiecare dintre noi suntem chiar atât de buni? Nu. Băi, știi ce? Ce cred că e important e faptul că acum există o bază pe care se poate construi. Cred că e un fenomen care îndreaptă mulți copii spre fotbal pentru că au văzut, uite, câtă simpatie. Știi, până acum totul e un moment bun. E un moment bun. Cred că pe baza asta se poate construi. Și da, cred că Edi Iordănescu e acolo ca o garanție a faptului că drumul de construcție este ok. Eu însă, sincer, după cum a vorbit la conferința de presă de aseară, nu cred că sunt mari șanse să rămână. Hai să-l mai ascultăm un pic. Cred că e momentul ca să fiu alături de familia mea. Am trecut și pentru un moment nefericit. Nu a fost ușor nici pentru mine, nici pentru familie. Și chiar dacă mie mi-a dat Dumnezeu și mulțumesc pentru tot puterea de a trece peste lucruri, peste atacuri, peste jigniri, peste umilințe chiar în anumite momente. Asta este realitatea. Le-am resimțit, dar în fiecare zi m-am trezit cu dorință mare de a demonstra, de a construi și de a performa. Și am luat de la capăt, nu același lucru pot să spun despre familia mea. Au fost foarte multe momente grele pentru ei și pentru copiii mei. Bun, asta vine... Bun, orice persoană publică știe că își asumă și asta. Da. În jurături fără rost, ni se întâmplă și nouă. Sigur, nu la acest nivel, evident. Dar și noi încasăm în rețelele sociale, în jurături absolut din nimic. Pur și simplu, unele sunt chiar din nimic. Super mizerabile. Păi vine cu statutul. Asta e viața și noi chiar nu suntem cine știe ce mari persoane publice. La Edi Iordănescu e mai mult. Asta e viața, nu poți să fii acolo în reflectoare, în bătaia reflectoarelor și să nu înțelegi că o să ai parte și de foarte multă simpatie, dar și de multă ură total nejustificată, știi? Asta e, iar lumea fotbalului e și foarte pasional, microbiștii sunt foarte pasionali. Hai să vorbim și cu Romulus. Bună dimineața! Bună, Romulus! Bună dimineața, Vlad și ceilalți colegi. Am ascultat cu atenție comentariile și ale voastre pe tema asta și a celorlalți interlocutori. Eu cred că toți s-au focusat pe efect și nu pe cauza rădăcină. Nu e corect să blamăm deocamdată pe antrenor sau jucător, ci să ne uităm un pic care e adevărata cauză rădăcină. Și adevărata cauză rădăcină este campionatul intern. Da, atâta timp cât ai un campionat intermediu patronat majoritatea lui de primării, deși se spune că este un fel de campionat profesionist, cum e de exemplu o echipă din Craiova e patronată tot de făcuța asta, Orgulescu, de la noi, este că te duci dincolo în care... Te duci dincolo în care întâmpini un campionat adevărat profesionist și suferi o decepție totală pentru că acolo se merg pe niște reguli și aici este o mocirlă în care nu ieșim de aia de 34 de ani și lumea speră de la un campionat la altul. Dar câte echipe se pot baza? Și nu e fa și așa mai departe. Champions League, Romulus, că din prima din cauza acestei probleme. Romulusica, mă auzi? Da, aud. Câte echipe din țara asta se pot baza pentru susținerea activității doar pe publicul plătitor, în afară de 2-3 echipe mari, Rapid pe primul loc? Niciuna. Și atunci asta este problema, vezi, fundamentală. Asta e. Adică din cauza asta au nevoie de bani de la primării, că nu pot să funcționeze fără banii pe care îi primesc de la primării și... Păi, da, nu eu m-am băgat în afacerea asta să fiu patron de club. Ei s-au băgat, că ei cu... Da, să știi că dacă pleacă și ăștia puțin cât sunt și săraci așa cum îi vedem noi, sau zgârciți, s-ar putea să nu mai avem deloc. Păi, și atunci noi ce preferăm? Să își ia de dincolo cum au bani. Bun. Și aia de dincolo cum au ziare? Dacă ne uităm... întrebarea asta și cum au abonamente la ziare. În Slovacia, apropo, ziarul principal are practic jumătate din numărul din populația Slovaciei sunt abonați la ziarul respectiv. Încă? Da. Eu vreau să spun că în Anglia, cele mai bune și puternice echipe nu mai sunt englezești, practic. Da. Corect. Au fost și în Italia... Și în Italia se întâmplă asta, de asiatici, de orientali și așa mai departe. Ideea este că, în momentul de față,
a început, iată, și am văzut la echipa națională, să crească partea asta de marketing de care oamenii nu se obișnuiau și care este vitală pentru un club de fotbal. Merchandising-ul cu tot ce înseamnă tricouri, căni, eșarfe și așa mai departe. Funcționează când ai rezultate. Este o parte esențială din venitul unui club de fotbal și iată, funcționează foarte bine la Rapid. La Rapid, unde e magazin acum la club, de câte ori am fost la meci acolo, este plin magazinul la ochi de oameni. Dar nu poți să susții din vânzarea de tricouri o echipă națională și ajută. De club. Ajută. Pe și stadioane... mai ceva, abonamentele de la echipele de club ajută foarte mult. Că noi aici, în loc să vindem hanoracele cu Europa FM, le facem cadou. Exact. Băiatule. Vin totuși din ce în ce mai mulți oameni și ar putea deveni și asta... Domnul Pastia, noastră sunteți faimos, am văzut că v-a citat ieri Hot News. Vă rog, spuneți. Puteți să-mi spuneți de ce nu l-au luat pe Rahmani la națională? Întrucât nu e de naționalitate română. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.